Bună ziua, mă numesc Tudor Veronica, sunt profesor de informatică în Galați și în următoarea lecție vă voi prezenta algoritm de căutare secvențială a unui element într-un vector. În această lecție vom învăța să căutăm o valoare x într-un vector, să găsim cea mai mică sau cea mai mare valoare din vector, respectiv valoarea minimă și valoarea maximă din vector, să efectuăm diferite operații cu componentele vectorilor și să alegem tipul potrivit de variabile pentru rezolvarea problemelor. Algoritmul de căutare a unei valori x într-un vector cu n componente este următorul. Citim valoarea x căutată. Inițializăm variabila ok cu 0, asta înseamnă că nu a fost găsită valoarea x, parcurgem vectorul de la prima către ultima valoare, verificăm dacă valoarea situată pe poziția i în vector este egală cu x și dacă este îndeplinită această condiție, afișăm valoarea găsită și poziția pe care aceasta este memorată în vector și inițializăm variabila ok cu 1, asta înseamnă că a fost găsită valoarea din vector. Dacă la sfârșitul parcurgerii vectorului variabila ok rămâne egală cu 0, atunci afișăm mesajul valoarea nu a fost găsită. În exemplu următor, pentru x egal cu 34, și valorile memorate în vector 12, 3, 18, 102, 34, 79 și 6. Parcurgând algoritmul de căutare, comparăm succesiv valoarea căutată 34 cu valorile 12, 3, 18, 102. Și se va afișa 34 a fost găsit pe poziția a cincea din vector. Vă propun să rezolvăm următoarea problemă. Într-un vector cu n componente, se memorează notele obținute de cei 28 de elevi ai clasei a 10-a la teza de informatică. Se cere să se afișeze câți elevi au luat nota 10 la teză. Pentru rezolvarea problemei, declarăm un vector V cu 28 de componente, parcurgem vectorul de la prima către ultima componentă, citind notele obținute de elevi la teză. Inițializăm variabila K cu 0. Variabila este folosită pentru numărarea notelor de 10 la teza de informatică. Parcurgem vectorul de la prima către ultima componentă. Dacă valoarea memorată în vector este egală cu 10, atunci mărim variabila k cu o unitate. După ce am parcurs acest vector, afișăm valoarea obținută în urma acestor comparări succesive. K elevi au luat nota 10 la teză. Determinarea elementului minim și a elementului maxim dintr-un vector. Metoda tipică de determinare a elementului minim sau maxim dintr-un vector este următoarea. Se inițializează minimul sau maximul cu primul element din vector, apoi se compară cu celelalte elemente din vector, reținându-se pe rând valorile mai mici, respectiv valorile mai mari. În partea stângă avem algoritmul de căutare a valorii minime într-un vector. Inițializăm o variabilă minim cu prima valoare din vector, parcurgem vectorul de la prima către ultima componentă și dacă această variabilă minim este mai mare decât valoarea de pe poziția i din vector, modificăm valoarea minimului cu această valoare V de I. În partea, în fereastra din dreapta, avem algoritmul pentru găsirea elementului maxim din vector. Inițializăm variabila
maxim cu prima valoare din vector, de asemenea, parcurgem vectorul de la prima către ultima valoare. Dacă această variabilă maximă este mai mică decât valoarea de pe poziția ei din vector, atunci modificăm această valoare atribuindu-i variabilei maxim valoarea VDI. Să urmărim următoarea aplicație. Se citesc elementele unui vector cu n numere întregi. Se cere să se afișeze câte elemente din vector se află între valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică din vector. Declarăm o variabilă de tip tablou unidimensional V cu maxim 20 de componente, o variabilă N folosită pentru a introduce numărul elementelor din vector, un indice I, tot de tip întreg, un indice P și un indice Q. Citim câte elemente are vectorul prin intermediul variabilei N. Parcurgem vectorul de la prima către ultima componentă și citim valorile din vector. După care, inserăm algoritmul pentru determinarea valorii minime și valoarei maxime. Inițializăm o variabilă minim și o variabilă maxim cu prima valoare din vector. Parcurgem vectorul de la prima către ultima componentă. Dacă VDI este mai mare decât maxim, atunci variabila maxim ia valoarea VDI și reținem în variabila P indicele pe care se situează valoarea maximă în vector. Analog, procedăm și cu valoarea minimă. Dacă VDI este mai mică decât minim, minim ia valoarea VDI și reținem în Q variabila I din vector. La final, afișăm valoarea absolută dintre indicii pe care am găsit cele două valori minim, respectiv maxim. De ce valoarea absolută? Pentru că nu știm care dintre acestea este prima valoare, minim sau maxim, și ce indice este mai mare, P sau Q. Dacă urmărim un exemplu din fereastra din dreapta, observăm că n este egal cu 8, deci avem un vector cu 8 componente, ce au valorile 55, 2, 17, 28, 36, 99, 31 și 72. Se va afișa valoarea 3. De ce? Pentru că cea mai mică valoare din vector este 2 și cea mai mare valoare din vector 99. Și între aceste componente minim respectiv maxim sunt exact 3 valori. Vă propun următoarea problemă. Se consideră 31 de numere întregi reținute într-un vector, reprezentând temperatura înregistrată la ora 9 în fiecare zi a lunii august în orașul nostru, să se afișeze ziua cea mai călduroasă a lunii august și temperatura medie a lunii august. Asta înseamnă că vom căuta în vectorul cu 31 de numere întregi temperatura cea mai mare, numărul cel mai mare din vector. Aceasta a fost lecția pentru astăzi. Ne vom auzi la o lecție viitoare.